Politicienii au avansat un proiect de lege privind crearea unui program național de prevenție în sănătate. Ideea de la care s-a pornit, aceea că este mult mai ușor și mult mai ieftin să previi decât să tratezi, este cât se poate de bună. Din păcate, ea este folosită deocamdată doar ca și capital politic și ar putea ascunde inclusiv matra paslâcuri financiare la care se pricep bine cei ajunși în funcții de conducere. Însă, dincolo de aceste speculații, se pune problema fondurilor disponibile pentru un astfel de program național. Aceasta în condițiile în care simpli muritori au de așteptat luni întregi pentru a beneficia de un set de analize medicale gratuite. Ce să mai vorbim de programarea pentru o tomografie computerizată sau alte investigații mai sofisticate. Și totuși, Iulian Chiriac, secretar de stat la Ministerul Sănătății, aflat zilele acestea în Baia Mare, a afirmat că se dorește demararea acestui program cât mai repede. Cu siguranță vor exista și bani. Lucrul acesta trebuia, din punctul meu de vedere, făcut mai de mult timp, astfel încât prevenția duce la ameliorarea anumitor cazuri, vedeți, după și educația în sănătate, duce la anumite direcții în care pacientul nu mai ajunge atât într-o fază foarte, foarte avansată către spital. Ne dorim foarte mult să înceapă acest program. Banii se vor găsi cu siguranță, că nu avem încotro și trebuie, știm foarte bine că am găsit această soluție și să putem demara cât mai repede acest program. Potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere publică, prevenția ar urma să se desfășoare în baza unei politici și a unei strategii pe termen mediu și lung, materializate sub forma unui program național de prevenție multianual, care are subprograme anuale. Oamenii vor fi sancționați dacă refuză participarea la programele de prevenție, în sensul că dacă ulterior se îmbolnăvesc, vor trebui să suporte o parte din costurile tratamentului. Dar se pune întrebarea, de ce nu se începe cu începutul, pentru că acum, chiar și când omul este foarte bolnav, are de așteptat la medicul specialist până la 6 luni pentru a beneficia de un consult. Nu ar trebui făcută întâi ordine în sistem și abia apoi să trecem la pasul următor? Pentru că în teorie totul sună foarte bine, dar realitatea este departe de aceste bune intenții.